A Lui nume fie proslăvit în veci de veci. Amin. Pe lângă toate câte ne-a dat până astăzi, astăzi ne-a mai dat un har, harul vieții. Așa că cu toți ne putem bucura de viață. Amin. Cu toți ne putem bucura de zile frumoase, destul de călduroase la vremea asta și în același timp, cu toate tulburările lumii, aici, la picioarele lui Iisus, suntem fericiți. Glorie Domnului Iisus! Nu trebuie să ne frământăm mintea, așa cum este scris și la Marcu, unde se repită despre îngrijorări. Nu vă frământați mintea. Dumnezeu ne-a dat fiecărui din noi minte și a calculat, nu toți au la fel. Dar toți au mintea cu care să știe să se întrețuie. Și după binecuvântarea lui Dumnezeu, să agonisească pentru el, pentru familia lui. Unul mai dibaci, altul mai puțin dibaci, dar tuturor le-a împărțit împărțitorul și darurile astea. De a munci, de a învăța, de a avea cu ce să își câștige pâinea. Dar când am venit la Mântuitorul Iisus, atunci din nou am fost cercetați de împărțitorul de daruri, care este Duhul Sfânt, și pentru viața nouă în Hristos, iarăși ne-a împărțit daruri. Așa că dacă pentru viața de zi cu zi, viața civilă, cineva n-a fost în stare nici să-și chivernisească casa lui, după ce a venit la Sfânta Pocăință, ajunge om stimat de toți, lucră frumos, îndeamnă frumos și slujește cu darurile pe care Dumnezeu i le-a dat pentru noua viață. Glorie Domnului Iisus! E minunat! Acum, fiindcă suntem la minunatul act a Sfintei Împărtășiri, numită între noi mai popular, să zic așa, Cina Domnului. Alții, Masa Domnului. Alții, Frângerea Pâinii. Alții, mai știu, în multe denumiri, dar oricum o poruncă avem pentru oricum am denumit să amintim moartea Domnului până când va veni El. Cu ocazia Sfintei Împărtășiri, noi trebuie să amintim moartea Domnului. Și asta ori de câte ori o facem. În cultele mari, catolic și ortodox, nu se pricepe să citești Evanghelia și să vorbești din Evanghelie până când nu faci frângerea pâinii, împărtășire, chiar dacă numai preotul singur
sau mai e lângă el 1-2, dar fac asta și apoi după aia continuă. Ca să fie complet spusa, ori de câte ori vă adunați la oaltă, să amintiți și faceți cina, să amintiți moartea Domnului până va veni El. Pentru ziua de astăzi am ales împreună cu fratele păstor Andrei textul acesta minunat și bogat din Ioan 19, în care, așa cum ați auzit, începe Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul căpățânii, care în evreiește îi se spune Golgota. O, Golgota, Golgota, locul cel de jale, Golgota, Golgota, mai scos din adânc și mai pus pe cale. O, Golgota, Golgota, erou, eroilor sfinți, acolo și-a dat viața în cuie răstignit, ca eu, un păcătos nemernic, să pot fi un liber mântuit. Aleluia. Glorie Domnului Iisus! E minunat numai să-ți amintești de numele acesta. Românește, știm că se traduce cu muntele căpățânii, dealul căpățânii, locul căpățânii, pentru că acolo, deasupra, pe sprânceana lui, a fost răstignit Domnul Iisus Hristos. Iar deodată dealul acela, care e ca un vârf la restul de deal, fiindcă dealul începe din oraș, pe calea Apia merge de doar picioarele și pe un tânăr, dar Iisus cu crucea în spate, urcând acolo. Și n-a fost o cruce ușoară și simplă, ci un lemn bădăran. Numai artiștii îl fac frumos, subțire, dar nimeni n-a stat să-l rindeleze. A pus două bârni acolo, una pe capul celeilalte bârne și i-a pus-o în spate. Noi suntem obișnuiți să vedem o cruce în semn de plus. Dar, în definitiv, ea a fost un T. Pentru că aici, în Ioan 19, ne spune că Pilat a scris o inscripție în trei limbi, evreiește, grecește și în latină. Și asta n-a pus-o pe cruce, ci deasupra, fiindcă crucea era un T, mâinile bătute în cui aici atârna capul lui s-o săpe aici, cât erau mâinile de lungi. Și deasupra, pe T-ul ăsta, a bătut papirusul care venea până deasupra capului. Un mare pictor latin a pictat aceasta după cum scrie aici în Sfântul Cuvânt din Evanghelia lui Ioan.
Și între catolici la vremea aia s-a făcut o mare zarbă, fiindcă ei erau obișnuiți cu crucea păgână, sub formă de plus. Și aia a biruit acum toate cultele, o pun. Penticostalii, baptiștii, creștinii după Evanghelie și alții n-au îndrăjit deloc asta, au mâncat bătăi pentru o cruce din asta. Și alții pușcărie, că nu vroia să sărute o astfel de cruce sau să se însemne ei cu crucea, cu semnul cruci. Pe vremea marelui episcop ardealului Balan, îi duce pe cei ce nu-și făceau cruce din post în post, dintr-o comună în altă comună. Când sosa acolo, le dădea un pic de apă, puțină mâncare și îi pune în beciuri să crepe lemne pentru postul de jandari. Și a doua zi, un alt jandar îl ducea în alt sat și așa ajunge cât ținea ardealul din toate părțile la Sibiu. Și acolo apoi îi înfometa și îi bătea, îi tortura, îi numea comuniști, că nu-și fac cruce. Și îi bătea. Bocheanu, că nu-și-o făcut cruce, ajuns întemnițat la Timișoara, împreună cu Ceaușescu, în aceea cameră. Că l-a socotit și pe el comunist ca pe Ceaușescu. Acolo a întrebat Bocheanu, măi, dar voi când ajungeți la putere, tot așa ne veți persecuta cum ne persecută preoții ăștia acum? Nu, noi vă dăm liberi până la dispariție. Cât o fi aia? Păi noi înființăm partidul nostru, oamenii vor trece în Partidul Comunist, tinerii în uteciști, apoi bătrânii vor muri, pe tinerii educăm și în 25 de ani în România nu va mai zice nimeni tatăl nostru. Nici credeu. Când a ajuns la putere Ceaușescu, a adunat pe toți șefii de culte și i-a încolonat acolo așa, în frunte, era patriarhul țării. Bocheanu era al patrulea după numărul de oameni cât avea cultul. Ceaușescu stă și se uită peste ei și îl strigă pe nume. Bocheanu, trece aici lângă mine. Și l-a trecut în fața marelui om al României, pe linie de credință a patriarhului. Atunci s-a stârnit iar o mare zarvă în România pentru gestul ăsta. Dar ei au mâncat amândoi tortoi și acum i-a dat o cinste. Au fost comuniștii cum au fost. Pe mulți ne-au persecutat. Câte unii am mai luat câte o cafeluță de la ei, dar alți au luat-o din gros. Alți au îndurat ani grei și au ajuns în pușcării să facă sfânta împărtășire cu câte o bucățică de turtoi care le dădea și cu câte un pahar de apă. Dacă atâtea lacrimi în pușcărie la Pitești
la cina Domnului un hap sânge gărdian și a bătut joc de ei într-un chip urât și ciudat. Și Vulbrand îi spune: în clădirea asta se va face biserică. Și după ce a căzut comunismul, unii din frați în clădirea aia și-au făcut biserică. Glorie Domnului! Cina Domnului, noi o vedem cum e scrisă. Cu azimă, cu pâine nedospită, că nu era de unde să iei în tot Israelul pâine dospită. Că era sărbătoarea pâinii nedospite și dacă era la cineva pâine dospită, atunci pe el l-a omorât. Și toată casa o dărâma pe el și îl îngropa în pietri. Nu se putea. N-a avut de unde să aibă pâine dospită, decât pâinea nedospită, potrivit cu sărbătoarea. Alții o fac cu pâine dospită, alții o fac cu pâine cumpărată. Am fost în biserici unde o face cu cozonac, făcut cu ou, de galbin de ou, și se fărâmă tot, până să ajungi la ultimii, e numai așa, fărâmituri. Multe nereguli. Dar, mulțumită harului lui Dumnezeu, că noi am primit o credință potrivit cu ce-i scris și în privința aceasta. Numai să ne ținem de ea. Și totodată, vedeți aici mai jos, este cuvântul ăsta în versetul 24. Și-au zis între ei să n-o sfâșiem. Era vorba de cămașa Domnului Iisus. Să n-o sfâșiem. Și să tragem la sorți. Și-au aruncat zarul, ne spune în altă parte, pentru ca să vadă a cui să fie, ca să n-o rupă. În vremea comuniștilor, bisericile nu prea se puteau rupe, fiindcă călăii lui Iisus de atunci au spus să n-o sfâșiem, că e nu are nicio cusutură ca să poți lua o mânecă jos sau un piept sau spate, ea era făcută dintr-un singur fir. N-am putut pricepe cum, dar mai târziu și nevasta mea făcea cu ace câte o bluză la care nu întrerupe firul până o găta. Și scotea și mânecile și scotea tot. Era o dibăcie. Am înțeles atunci cum a fost și cămașa lui Iisus, de acei călăi, ostași aceia romani, n-au vrut să o sfâșie. Dar într-o împrejurare, când o biserică a încercat să se rupă, nu știu cine a făcut de veste la comuniștii de atunci, că ăia a venit și i-a amendat pe ei care s-au adunat separat din biserică și i-a obligat să vie înapoi în biserică. Atunci un frate zice: ați văzut, mă, că lăii n-au vrut să rupă cămașa lui Hristos,
Și acum ăștia, tot așa, mă, nu vor să rupă cămașa lui Hristos. Fiindcă, zicea respectivul, în zilele noastre cămașa lui Hristos e biserica. Și Hristos e în biserică. Și Hristos e nevăzut, dacă mașa e exterioară, o vede toți. Și asta nu trebuie ruptă. M-am gândit, și pilda asta e foarte bună. Ține-te de biserica în care te-a născut Iisus. Ține-te de biserica unde te-ai botezat, unde ai primit Duhul Sfânt, unde te-ai bucurat ani de zile cu frață. Nu umbla aiurea, părăsind pe frații tăi, ignorându-i pe frații tăi, crezând că tu ești singurul bun și ceilalți sunt toți răi. E scris în cuvânt, să nu gândești rău împotriva aproapelui tău. Ai grijă, nu rupe cămașa lui Hristos. Las-o întreagă. Glorie Domnului Iisus! Frați sfinți, cina Domnului tocmai la asta ne cheamă, la o unitate, pe cum dintr-o pâine frângem și fiecare e o bucățică, aceasta însemnează că fiecare din noi facem parte din fosta pâine sau mai mult din trupul lui Iisus, fiindcă suntem o identitate fiecare, luăm o bucățică din trupul lui Iisus, dar în definitiv toți la oaltă suntem una. Și tu nu poți să zici, fiindcă eu nu sunt ochi și sunt mână, n-am nevoie de ochi. Că atunci înseamnă că tu ai orbit și tu nu mai lucri după adevăr, tu lucri în întuneric. Tu nu mai poți zice, fiindcă nu sunt ureche, n-am nevoie de tine, că eu sunt gură. Dacă n-ai urechi, tu n-auzi glasul Domnului și atunci tu vorbești de la tine. Dar ce minunatul e că Dumnezeu a făcut trupul ăsta întreg, așa cum îl vedem noi. Și așa e trupul lui Iisus întreg. Mărească-se numele Domnului. Nimeni să nu gândească rău împotriva aproapelui său, că în felul acesta vei ajunge să sfâșii și să rup cămașa lui Hristos. Pilat, după ce Iisus a fost dezbrăcat de hainele lui, și îmbrăcat în stil batjocoritor, cu o haină stacojie care era stacojiu de la purpură și lucrată cu meșteșug, dar purta numai în căsele împărătești și oamenii mari. L-a îmbrăcat așa și l-a dat pe mâna ostașilor, după ce l-a izolat de mulțime, în Gabata, în curtea palatului de judecată, care era pardosită cu pietri ca să nu fie noroi acolo. Ne scrie cuvântul că a luat și scaunul de judecată și l-a mutat acolo și acolo a început să-l judece pe Iisus. Dar
l-a dat pe mâna chinuitorilor și ostașii l-au bătut. L-au bătut cu pumnii, l-au bătut cu palmele, l-au scuipat, i-au smuls barba, ce dureros e aia. Apoi l-au legat la stâlp, cu spatele încovoiat și l-au bătut cu bice sau cu mănunchiuri de nuiele care nu se rup. De l-a făcut tot sânge. Salmistul deplângea această stare zicând: vrășmașii ne-a arat spinarea și m-au brăzdat cu plugul lumii, că Roma era plugul lumii, cum e acum America, fostă plugul lumii, dar văd că am scăpat-o de corne, plugul. Oricum, Domnul Iisus Hristos a suferit grozav și noi trebuie să vestim moartea Lui până când va veni El. Și așa să ne aducem aminte și din timpul ăsta răstignirii. Când zăduful zilei era cel mai mare, de la ora 12 la ora 3 după masa, să steie gol, goluț, înșirat în cuie pe un lemn noduros. Și acolo încă să-și mai bată joc de el oamenii, preoți în frunte. După ei toți și cei doi tâlhari, care erau unul la dreapta, unul la stânga lui răstignit, cum am citit aici cuvântul sfânt, și ei aruncau aceleași cuvinte de batjocură, ne spune Matei. Dar la un moment dat, cel ce era la dreapta a fost cercetat de un gând aparte. El n-a fost să-L audă pe Iisus predicând. El n-a fost între cei care credeau în Iisus, care erau puțini atunci. De-abia s-au adunat la 120, la 50 de zile după asta. Deci erau foarte puțini, dar Duhul Sfânt în mintea lui a făcut să-L vadă pe Iisus cum a scris Pilat deasupra Lui: Iisus din Nazaret, regele iudeilor. S-a uitat la inscripție și s-a tot gândit: asta poate fi o vină? Și a început să-L osândească pe colegul lui cu care împreună arunca cuvinte de batjocură înainte. Și i-a spus atunci: măi, mai tacă-ți gura, mă, noi suferim pe drept, dar acesta n-a făcut niciun rău. Nu vezi nici el l-a răstignit, fiindcă o zise el o vorbă că-i regele iudeilor. Și pentru asta, mă, l-a pus între noi aici, noi tâlhari de mâna întâi. Dar vorbind și luând apărarea, în mintea lui se descifrează ceva. Ceea ce a zis el la Pilat, și aia el n-a auzit-o,
Când Pilat l-a întrebat, ești tu reajele iudeilor? Da, sunt, pentru asta m-am născut. Așa, adică un împărat tot ești. Numai că împărăția mea nu-i din lumea asta. Mărit să fie Domnul. Amin, amin, amin. Primul din oameni păcătoși l-a văzut pe Iisus rege și împărat când era atârnat împreună cu el pe cruce, alături de el pe cruce. Și atunci, în mintea lui, a văzut ce a auzit el din proroci, ce a auzit el de la părinți, că vine Mesia și că își va întemeia împărăție și Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Atât ai s-o conturat prin Duhul în mintea lui, încât l-a văzut pe cel ce suferea împreună cu el pe cruce, un împărat și o mare împărăție care nu-i de pe pământ și care-i veșnică și i s-a umplut inima de dor să fie și el acolo. Mărit să fie Domnul Iisus! Dragii mei, e un lucru foarte interesant când Dumnezeu se descopere unor oameni în mintea lor, fără să aibă tangență cu alții. Mi-aduc aminte de șefăn de la Ațăl, un frate sas, ascultând pe preotul lor, pastorul lor, predicând, el s-a despărțit de toți și a căutat pe nu știu care, pe Florea de la Mediaș, parcă, și l-a botezat. Și de cum l-a botezat, el a început să spună la toată lumea cu lacrimi, toate cuvintele de Iisus se le spunea cu lacrimi, oricu cine întâlnea prin sat. Și în scurtă vreme a făcut biserică în casa lui. Dar n-a avut legătură cu frață. Așa mă gândesc eu și cred că așa e adevărul. Toți cei care au fost prezenți în ziua cincizecimii și Duhul Sfânt le-a vorbit la fiecare în limba lui, de acasă, s-au turnat acasă și plini de o putere, după cum au simțit-o și au văzut-o acolo, au propovăduit și au înființat biserici. De aceea mulți nu pot să spună cine a înființat biserica în Roma. Dar în capitolul 2 ne spune că erau acolo și oaspeți din Roma. Și ei au înființat biserica în Roma. Alții din Egipt au înființat biserica în Egipt. Și așa mai departe. Eu, prin harul Domnului, am avut parte să văd lucrarea asta. Umblând în sate unde nu era niciun penticostal, niciun pocăit, mă oprem, vesteam Evanghelia și dacă se îndura Duhul Sfânt și trimitea un cuvânt în altă limbă sau mai mult o prorocie pentru careva, în satul ăla, în două, în trei zile, ieșea o biserică, 20-30 de oameni, care vețuiesc până azi ca biserică. Glorie Domnului!
Scrie în Fapte, biserica se mulța cu teologi, cu doctori în științe religioase. Nu. Cu ajutorul Duhului Sfânt. Mărească-i să numele. Bine ar fi toți câți au învățat școli să se bizuie pe Duhul Sfânt, că apoi ei ar avea un mare randament, că de învățat să vorbească au învățat, să tâlcuiască în fel și chip versetele Scripturii au învățat, dar mai trebuie și acest ulei a Duhului Sfânt cu care apoi să facă isprăv Dumnezeu prin ei. Mărit să fie Domnul! Când arăta Dumnezeu câte o vindecare, câte într-un loc, oamenii nu erau ca acum. Acum și la noi în biserică, Domnul vindeca pe mulți. Dar nu-i vezi să facă cum făceau ăia. Păi atunci știi pe ce cunoșteam că Domnul vindeca pe cineva la rugăciune? Că venea mai mult la rugăciune. Chiar și în piața Revoluției, unde s-aduna poate sute de oameni. Și medici, și militari de toate rangurile, și câți toți. După ce terminam predica, le cântam și o cântare, că eu tot singur am lucrat, nu aveam cu mine cântăreți sau ce știu eu. Domnul mă împinge și n-am vrut să mă duc, mi-a fost rușine. Dar din lăuntru m-a tot împins să mă duc, să vestesc cuvântul. Și mi-a fost rușine. Cum să apar eu înaintea oamenilor? Ce-or zice frață? Ce-or zice ceilalți de celelalte credințe? Și la un moment dat, Duhul Sfânt a luat-o nuia și m-a lovit cu nuiaua. Știi cum m-a lovit? De la mijloc în jos și pe picioare până la genunchi, erau numai bubiță care așa mânca și când mă scărpinam cu unghia, cât încăpea sub unghia, atâta se lua fâșii pelea, subțire și n-am mai știut ce să fac. M-am dus la un medic, m-a trimis la alt medic, că ăla-i tipul pentru așa ceva. M-am dezbrăcat, gol, s-o tot uitat el, s-o tot ăsta, mi-au dat ceva medicamente, dar minune, când am dat cu medicamentele, mai tare s-o lungit aia. Atunci am zis, Doamne, cred că pentru că nu m-am dus în piață cum ai îndemnat, vindecă-mă că mă duc! Și în 3 zile m-a vindecat și am apărut în piață. Glorie Domnului Iisus! Și acolo, când gătam predica, toată lumea se pleca pe genunchi și era piața cu caldarâm din ăla de piatră pătrată, mică, aspră pentru genunchi. Dar stăteau în genunchi până când mereu depuneam mâna pe fiecare. Nu eram pocăiți, oameni, dar tot câte unii se scula și mărturisea de ce l-a vindecat Dumnezeu. În adunări diferite veneau oameni ară din lume, mă rugam pentru toți, dar când unul era vindecat, păi știi ce făcea ăla? Că ăla nu era domnos ca pocăiții noștri. Ăla era sincer, a simțit vindecarea, măi, se scula de pe genunchi, ridica mâinile, zbera, sărea tot sus. Toată lumea vedea că-i vindecat.
Dar acum pe atâția cât s-a vindecat Domnul aici în adunarea asta, n-am văzut pe niciunul sărind sus, bătând din palme, strigând, preamărind pe Dumnezeu. În liniște, numai liniște, tăcem toți. Doamne, trimite un Duh în fiecare ins. Amin, amin, amin. Să nu așteptăm o trezire în masă. Trezește-te tu care mă asculți. Amin, amin. Că dacă tu te trezești, s-a trezit și altul lângă tine. Fie un somn cât de greu, cum dormem pe la munți, pe scânduri, așa, la rând. Păi când auzai ceva afară, era frică, nu cumva vine ursul la oașa, la prigoana, pe unde eram. Apoi dată îl mișcai și pe el de lângă tine, mă, s-aude ceva. Nu cumva ne pomenim cu ursul pe noi aici. Deci așa, dacă unul se trezește, se trezește și al doilea, și al treilea. Dar dacă dormim toți, uite ce frumoși suntem, mă, ce liniștiți. Probabil că unii mai și visează până stă pe bănci. Doamne Iisuse Hristoase, pune un Duh nou în noi. Pune un foc. Cămașa să rămână întreagă, să nu fie sfâșiată. În același timp să vedem cu toți asupra capului lui Iisus. Era scris Iisus Nazareux Rex Iuderium. Să-L recunoaștem ca rege nu numai iudeilor, ci și a evreilor noi. Că noi suntem adevărați evrei, nu noi care au tăierea împrejur în carne, ci cei care au tăierea împrejur a inimii. Mărească-să Iisus Hristos! Scumpii mei frați, mulți ar fi de vorbit, dar cum se vede și știți, trebuie să efectuăm și minunatul act a Sfintei Cini a Domnului Iisus și mulțumim Domnului de îndemnările care mi le-a pus pe gură și mulțumim Domnului de îndemnările care vi le-a plantat în inimi. Și haideți de azi înainte să ne trezim. Să ne trezim, frați și surori, să nu ne prindă somnul, căci au sosit a zilei zori. Covidul. Curând sosește Domnul, curând sosește Domnul. Domnul să vă bine.